Salut și bine ai venit pe canalul F64, eu sunt Gabriel Vibarna, sunt vlogger, sunt content creator și vreau să spun astăzi din experiența mea care sunt cele mai bune practici pentru YouTube în 2020. Mă ocup foarte intens de YouTube de mai bine de 5 ani, sunt în spatele multor canale de YouTube ca și consultant, ca și creator de strategie sau ca și creator de conținut și din toată experiența mea vreau să vă spun 5 cele mai bune practici. Să trecem direct la treabă. Numărul 1. În 2020 stabilește un plan concret pentru vlogul tău. Trebuie să știi clar ce faci anul ăsta. Trebuie să ai o direcție foarte, foarte clară. YouTube-ul a devenit ceva foarte serios. Dacă vrei să crești brandul personal, dacă vrei să faci o afacere din YouTube, dacă vrei să ai mai multe evenimente folosind canalul de YouTube, dacă vrei să crești liniile de revenue folosind un YouTube, e cazul să fii un profesionist. Și dacă vrei să ieși în față, trebuie să ai un plan bine pus la punct. Ce să conțină planul ăsta? În primul rând, stabilește foarte clar de ce faci vlogging. De ce tu faci vlogging. Răspunde la întrebarea asta pentru tine trebuie să știi clar de ce faci vlogging și al doilea punct stabilește foarte clar care sunt obiectivele tale cu vlogul. Foarte clar trebuie să fie. Încearcă dacă poți să stabilești obiective smart. Obiectivele smart sunt S specifice, M măsurabile, A achievable pe care le poți atinge, R realizabile și T time oriented, adică pe care le poți măsura. Spre exemplu, un obiectiv smart cu vloguri ar fi Anul ăsta să-mi cresc evenimentele cu 30% în primele 6 luni. Știu exact ce vreau să fac, este măsurabil, este realizabil, este totul foarte clar. Știu exact ce trebuie să fac și până când. Stabilește în primul rând de ce faci logging și, doi, care sunt obiectivele tale. Mai departe, stabilește care este audiența ta. Cine sunt oamenii care ai vrea să se uite la vlogul tău? Spre exemplu, pot fi femei între 18 și 40 de ani care sunt interesate de make-up, de beauty sau alte particularități ale lor. Sau bărbați între 20 și 45 de ani care sunt interesați de fotografie, de echipamente, foto-video și așa mai departe. Găsește exact care sunt particularitățile audienței pe care tu ți-o dorești, care sunt exact oamenii care vrei să se uite la tine. Și nu în ultimul rând trebuie să stabilești foarte clar ce valoare ofertă audienței. Să-ți răspund la întrebarea următoare, de ce s-ar uita cineva la videoclipul meu? Ce valoare îi aduc? Îl înveți ceva? Faci un tutorial? Îl înveți ceva nou? Îl duci sau poate faci entertainment și îl relaxezi, îl faci să se liniștească, să scoți din problemele cotidiene? Ce valoare clar îi aduci tu celui care se uită la tine? Stabilește acest plan concret pentru vlogul tău și o să ai foarte mult de câștigat. Mai departe, numărul 2. Ce echipamente vei folosi în 2020? Nu mai arunca banii aiurea pe echipamente și. Obișnuiește-te să-ți echipamentele potrivite pentru tine. Nu mai întreba care este cea mai bună cameră pentru vlog, care este cel mai bun microfon pentru vlog, nu există. Fiecare vlogger în parte are nevoie de un echipament potrivit pentru el. Așa că fă o listă clară cu ce ai tu nevoie, care sunt condițiile în care tu filmezi. Pentru că atunci când te duci la un consultant și spui vreau o cameră bună pentru vlogging, el o să te întrebe în ce condiții filmezi. Și dacă tu nu știi să-i spui, el nu are cum să-ți recomande camera potrivită pentru tine. Așa că făți o listă clară cu condițiile în care urmează să filmezi. Lista asta trebuie să conțină așa, în primul rând, locul în care filmezi. Poate filmezi în cameră, un cadru fix, așa cum am eu acum. Poate filmezi pe stradă, poate filmezi noaptea, poate filmezi ziua, poate filmezi în avion în deplasări. Vezi exact în ce condiții urmează să filmezi vlogul și trece pe listă. Care sunt condițiile de luminozitate? Poate filmezi așa ca mine în într-o cameră și ai nevoie de o lumină. O singură lumină o poți controla tu, poate filmezi ziua pe stradă și nu poți controla atât de bine lumina, poate filmezi noaptea, poate filmezi și afară și înăuntru foarte repede, treci de la lumină la întuneric. Trebuie să-i spui consultantului exact care sunt condițiile de luminozitate în care tu urmează să filmezi. Portabilitatea. Ai nevoie de un setup portabil sau nu? Dacă ai un cadru fix ca acesta, nu te interesează cât este de mare și de grea camera, pentru că stă pe un trepied. Dacă faci un travel vlog și mergi cu avionul, o să ai nevoie de o cameră mică, portabilă. Dacă faci un vlog de acțiune și e skater, ai nevoie de o cameră și mai mică, o cameră de acțiune. Setup-ul diferă în funcție de ceea ce urmează să faci. Un alt aspect, condițiile de înregistrare audio. Filmezi într-o cameră, cu ecou sau nu, stai departe de microfon, de cameră sau stai aproape? poate filmezi pe stradă și e gălăgie, stabilește clar care sunt condițiile tale de înregistrare audio, pentru că microfoanele sunt diferite și consultantul trebuie să știe clar ce microfon să-ți recomande, dar recomandarea se face în funcție de condițiile tale de înregistrare. Cadru fix sau cadru în mișcare? Ai nevoie de stabilizare sau nu ai nevoie? Sunteți mai multe persoane în cadru sau ești doar tu? Poate faci un interviu și sunt mai multe persoane în cadru. Ai nevoie de zoom sau nu ai nevoie? Poți să folosești un obiectiv fix sau ai nevoie de unul cu zoom? Trebuie să-i spui consultantului exact ce urmează să faci. Ai nevoie de ecran rabatabil sau de slow motion? Eu acum nu am nevoie de ecran rabatabil. Dacă aș ai ales o cameră cu ecran rabatabil, probabil că ar fi costat mult mai mult și aș fi pierdut alte particularități. Așa că trebuie să-i spui clar consultantului ce urmează să faci. Faz lista asta, iați echipamentele potrivite și o să ai foarte mult de câștigat. Numărul 3. Învață YouTube Analytics. Dacă ai un canal de YouTube și vezi că nu merge sau vezi că merge, îl poți îmbunătăți în ambele variante. YouTube-ul ne pune la dispoziție toate informațiile de care avem nevoie, toți indicatorii, retenție, watch time, views, avem un funnel care ne spune cât este CTR-ul, sursele de trafic, audiența, vedem totul acolo, doar că nu știm să citim acel YouTube Analytics. În 2020 îți recomand să înveți YouTube Analytics și să te comporți ca un profesionist. Este extraordinar de important. Ca să îmbunătățești următorul videoclip, ai nevoie să știi să citești, să știi să interpretezi datele din YouTube Analytics. Să tutoriale este foarte, foarte important. Numărul 4. Îmbunătățește sunetul vlogului tău și învață să editezi cât mai bine sunetul. De multe ori am spus și o să spun în continuare, sunetul este mai important decât imaginea. Dacă te uiți la un videoclip care se vede bine, dar nu înțelegi ce spune cel care vorbește acolo, dacă este zgomot foarte mare, dacă se aude încet, sunetul este deranjant. O să părăsești clipul. De multe ori ne uităm la un videoclip și îl părăsim și nu știm de ce. Ne dăm seama după aia că sunetul era deranjant. Ai nevoie de un sunet cât mai bun pentru ca oamenii să urmărească videoclipul tău cât mai mult. Upgradează-ți vlogul cu un sunet cât mai bun. Anul ăsta te provoc să ai în vedere treaba asta. Să ai un sunet la vlogul tău cât mai bun. Scrie clar care sunt condițiile în care tu înregistrezi sunetul și găsești echipamentul potrivit pentru tine. Pe lângă faptul că trebuie să învățăm cum să îl înregistrăm corect, trebuie să știm și cum să îl edităm bine. Ca sunetul să se audă bine, să nu fie distorsionat, să nu avem probleme, diferențe de volum, totul să fie curat. Așa că trebuie să stai pe tutoriale și să înveți foarte bine cum să editezi sunetul. Și numărul 5, după cum spuneam, în 2020 YouTube-ul nu mai este o jucărie, nu mai răsar așa tot felul de vedete ca ciupercile după ploaie. Dacă vrei să faci ceva ca lumea, dacă vrei să faci ceva serios, dacă vrei să faci din vlogging o carieră, trebuie să pui mâna să înveți YouTube. Iați o oră pe zi, o oră pe săptămână, învață cât de des poți YouTube. Sunt Atât de multe lucruri, este algoritmul, trebuie să ai o strategie, trebuie să ai un plan, trebuie să știi cum să folosești echipamentele, cum să folosești sunetul. Sunt o grămadă de informații de care ai nevoie ca să reușești pe YouTube și să ai un canal de YouTube pro. Așa că te provoc să devii un elev în ceea ce înseamnă YouTube ca să ai succes. Găsiți la descriere mai multe linkuri care vă pot ajuta în ceea ce privește aplicarea acestor bune practici. Bineînțeles, nu uitați să apăsați butonul subscribe pentru că aici pe canalul de YouTube găsiți multe informații care vă pot fi folositoare. Ne vedem data viitoare!